Bă, mie mi-e greață. La ce turututai în țara asta, nici nu mă mir. S-ar putea să fiu gravid. Adică este de un derizoriu absolut. Absolut. Am văzut campania pentru București, o campanie care iese din orice scenariu al civilizației. Pur și simplu, ne-am prostie de aia, dar nu mai populism. Populiștii se ia din Franța, aia din Germania, aici este râncezeala de aia balcanică, știi? Dar nu de la Mateiu Caragiale, ci de la Ion Luca. Da? De aia cumva, știi cum zicea Caragiale după ce a ajuns la Berlin? Băi, nu mă mai duc acolo în picioarele alea nespălate ale Occidentului. Adică Orientul ăsta care pur și simplu, bă, te face să te piște ochii. M-am uitat la un clip cu Piedone, eu n-am nicio treabă cu el, nu votez în București, să vă spălați pe cap cu toți ăia pe care vreți să-i votați, nu-i treaba mea. Da? Eu am apă caldă la Cluj. Da? Asta este diferența de civilizație dintre Evul Mediu și secolul 21. Dar bă, să vezi chestiile astea de înstăpânit, de sultănaș de la de cartier. Băi, du-te, băi, că mi-e foame, băi, că mi-e foame. O să vă arăt clipul imediat. L-am luat de pe pagina de Facebook ca să dau și sursa domnului Cristian Popescu Piedone. Eu n-am nicio treabă, fiecare poate să-și facă cum vrea campania. Bă, dar nu-mi jigni secolul 21 pe care îl simt și eu când apăs pe un telefon, când dau o telecomandă, când mă uit pe rețele sociale, adică când plec cu avionul undeva, când mă bucur de o vacanță. Aici este o râncezeală incredibilă, este de un derizoriu, cum în țara asta nu cred că a mai fost. Bă, în 90 erau tipi de care noi râdeam, ne distram. Vă amintiți de Brătianu Cartof? Bă, da, Brătianu Cartof avea o bibliotecă în spate, tată, adică era un om citit. Și noi totuși râdeam de el că el se credea un mic ogălnician cu barbișonul așa și cu gesturile flamboiante la tribuna Parlamentului. Bă, da, mi-e dor de Brătianu Cartof. Mi-e dor de Brătianu Cartof. Față de bașbuzucii ăștia, vai de mama lor. Vă arăt clipul ca să aveți și voi imaginea rânzei întoarse a patriei noastre. Bă, dacă tot e ora prânzului, ține așa. Du-te și tu 3-4 pâini ca să mănânc. Mi-e foame. Dacă mi-e foame, mă apuc să mănânc. Niște, ce avem? Salam, parizer, șuncă, ceapă, oțet, ce-o fi acolo? Ia să mâncăm. Hai să mâncăm? Haide. Am mâncat de la voi, acum am mâncat și voi de la primar. Om harnic, muncitor, de pâine nu duce dor, de pâine nu duce dor, omule. Leneșu vrea lingură, să mănânce singură, să mănânce singură lumea. Cea mai bună masă pe teren. Noi împreună să trăim sănătate, poftă mare. Deci de aia. La brânză. La brânză. La brânză. La brânză, că nu mai găsim domn primar. Chiar dacă e impostul Paștelui, Dumnezeu ne iartă că da. aveți nevoie de forță de muncă. Poftă mare, domn primar. Da, da, da. Să dea Dumnezeu pe fiecare zi să fie mai muncă acum. Îți dai seama că ăsta abar n-are ce înseamnă forță de muncă. El crede că forța de muncă e să mănânci ca să ai forță, ca să muncești. Bă, tată, fără supărare, dar analfabetismul deja este la niște cote incredibile. Incredibile. Mie mi-e dor, v-am spus, de Brătianu Cartof. Mi-e dor de toți idioții care s-au perindat până acum în politică, pentru că ăia, de fapt, bă, parcă sunt mai sus decât unii dintre ăștia. Și mă gândesc la ăla care merge în cabina de vot. Cu ce sentiment merge? Ați auzit pe vreunul de vreo lună să mai vorbească despre, domnule, stai un pic, că știi, trebuie să fim atenți la 2025-2026. Suntem în deficit. Avem niște lucruri de reparat. A cinstit. Da, bă, vezi acolo că ai trotuarul crăpat, te apuci într-o sâmbătă. Da, nu speli. Nu te apuci duminica. Nu speli haine ca doamna Firea. Duminica. Ai văzut ce-o pățit? Sărăcuța. Da? Cu toate icoanele ei din spate, cu divizia de icoane, cu regimentul de sfinți, cu vreo 6 Dumnezei puși unul lângă altul, așa ca aia din Matrioșca. Ai văzut ce a pățit dacă a spălat duminica? Bun? Și te întrebi, bă, totuși, n-aveți altă treabă? Nu vorbiți despre lucrurile importante? Ce mama dracului, ce la had de campanie electorală e asta, tată?
Bă, prăbușirea aia pe care ați văzut-o în Zorba Grecu, dar luați cartea, e mult mai faină decât filmul, și filmul e genial cu Anthony Quinn și ăsta, dar cartea este genială. Prăbușirea din Zorba Grecu este, este mai onorantă decât prăbușirea asta a României. E o prăbușire de Borat, înțelegi? E stilul ăla de, de atât de, de, de noroios, de mocirlos, de derizoriu, încât ți-am spus, faci bube dulci, îți iese aftă pe cerul gurii, te pișcă ochii. Se duce dracului libidou, tovarăș. Da? Nimeni nu vorbește. Dar vorbește totuși, unul așa sugerează. Domn părinte de la finanțe. Domn părinte de la finanțe care vine să ne spună, și atenție, liberal, mă rog, penelist, era să zic liberal. Scuze. Domn părinte Popa de la finanțe vine, Popa Bolo, și ne arată că prin 2025-2026 vine Armagedonul în grădina Maicii Domnului. Că a venit și ne-a spus, domnule, discutăm și despre impostul progresiv, despre... What? N-ai zis tu, domn părinte, n-au zis ăia urmașii lui Brătianu, cică, da? Cum că, domnule, este o barieră, este o linie roșie peste care PNL-ul nu trece, cota unică. Ia ca tocmai a trecut, da? Adică ne-a spus. După a venit cu o aberație incredibilă. Una dintre ele, da? Domnilor, proprietățile vor fi impozitate de acum acolo la valoarea de piață. Și am zis, bă, tată, valoare de piață. Care este valoarea de piață? De exemplu, acum piața este blocată, piața imobiliară. Nu se vinde, nu se cumpără. Atunci blocăm și noi impozitele, nu plătim. Domnule, este blocată piața imobiliară, nu poți să-mi ceri să plătesc, că nu se vinde, nu se cumpără. Doi, să zicem că eu am o casă. Ne construim amândoi. Tu, telespectatorul, uite aici, ai terenul aici și eu am aici. Și facem amândoi aceeași casă. Tu la tine, eu la mine. Da, fiecare cu casa lui, dar același design, tot. Seamănă ca două picături de apă. Tu ești mai deștept. Tu spui panouri solare, îți pui stație de epurare, să ai grijă de natură, de apele freatice, da? De mirosuri, tu ai grijă să spui, să eficientizezi, să spui vată bazaltică de 20 pe casă, geamuri de la termopane, tripane, de la cum se numesc acum, știi, să plătești 100 de lei pe lună, să nu poluezi, să fii în acord cu toate normele ecologice, cu toate normele civilizaționale de secolul 21. Eu, bă, mi-am făcut și eu casă ca a ta, designul, unul la unul, numai că în loc de stație de epurare am zis, băi, nu mă interesează pe mine, eu fac în curtea mea ce vreau, că e democrație. Și am săpat o groapă și acolo merge din budă tot, în groapa aia. A, păi ce s-a fi întâmplat cu asta, cu apele freatice? Lasă-mă că dă Dumnezeu. Da? Evident, nu pun nicio vată minerală, niciun polistiren pe casă, ce panouri solare și de-astea. Rahat, da? Dar pe din afară arată la fel. Casa ta valorează 1 milion de euro. Casa mea, dacă o bag pe piață, valorează 300 de mii, că mi-am bătut joc de tot. Am pus cărămidă de aia atâta în loc de cât ai pus-o atâta. Da, da, am făcut-o ca design. Și vine domn părinte și spune, măi, ăla care respecti normele ecologice, îți dai seama că nu poți polua totuși apa freatică, ai pus tot ce înseamnă modernizare, panouri solare, pompă de căldură, cum cer toate normele sau vor cere din 2035, tu vei plăti impozit mai mare. Păi, dar de ce știți, eu am respectat toate legi, nu contează. Valoarea casei tale este mai mare decât valoarea casei lui German, care și-o bătut joc de casa aia. Da, adică nu-l amendăm, că dacă merge la budă, nu mai merge în fundul curții, dar acolo se scurge tot, în fundul curții, în groapa aia, așa. Știi? Și eu voi plăti impozit mai mic. Pentru că prostul întotdeauna este celebrat. Ăla care își bate joc de legi este, în ochii guvernului, un erou. Ălalalt, atenție, ăsta e prostul, ălalalt, care respectă tot, care respectă norme ecologice, se gândește la ape freatice, se gândește la modernizare, panouri, ăla este fraierul. Adică fraiere, da, vine domn părinte și spune, bă, băiatul, bă, în grădina Maicii Domnului, nu iei tu salata ursului, bă, cum vrei, băi, aici pătrunjelul e la noi, că avem nevoie de forță, să punem la tocăniță, să punem la tot, și voi, Leușteanu, că vă ia mama dracului. Adică omul anunță Armagedon. Înțelegi? Și eu tot
tot încerc să văd, bă, la, crești taxele. Am înțeles. Dar vorbește-m despre industria de război, că trebuie să trecem și noi la industria de război, fără să intrăm în panică, fără să avem tot felul de speculații sau idioțenii spuse la tribuna Parlamentului, cum s-a apucat Șoșoacă să urle că vrea ajutor internațional, că tu ăla-i, Doamne, să hăie țara, numai că nu și-o ridica fustele în cap. Înțelegi? Vorbește-m. Da, sigur că da. Trebuie impozite ca să pregătim țara asta să reziste în cazul în care rusului, care oricum e tâmpit la Kremlin, îi vine o vreo idee tâmpită și mai tâmpită? Sigur că da. Vreau să plătesc impozii mai mari. Trebuie taxe mai mari pentru că avem nevoie să ne punem la punct industria de apărare, să plătim mai bine soldații. N-am nicio problemă. Cerem taxe, le voi da și dacă pui chestia de voluntariat, o să plătesc pe lângă taxele tale încă 1, 2, 5, 10 cât pot în plus ca să știu că am ceva de apărat aici. Dar când știu că eu plătesc taxe, să văd care sunt cele mai mari pensii speciale, să văd care s-o mai angajat, ce amantă s-o mai angajat în companie de stat, a câte agenție de stat s-a mai făcut. Când mă uit la comparația dintre noi, România, și ei, Germania, și văd că la mine, deși vrem capitalism, da, mai sunt 1400 de companii de stat și nemții, care vorba aia, au bani să-i întoarcă cu lopata, au doar 170, trebuie să-mi pun niște întrebări. Înțelegi? Trebuie să-mi pun niște întrebări pentru că altfel o să-ți bagi joc de mine până la adânci bătrânețe. Și mai vine să spună despre impozitul progresiv. Dar vorbește cineva despre deduceri. Eu dacă vin cu mașina la serviciu, aici, da? Eu vin undeva la, nu știu, cred că vreo 12 km. De acolo de unde stau eu până în capătul ăsta al orașului, da? Dacă aș fi în America, dacă aș fi în Franța sau în Germania, aș veni și în momentul când plătesc impozitul progresiv, aș trece acolo. Benzina, 1400 de lei pe lună, că vin de 4 ori pe săptămână. Col de hârtie. Scriu. Pentru emisiune. Aș deconta tot. Mi-aș deduce tot. Și din ce rămâne, într-adevăr, îmi iei impozit. Progresiv. Dar la noi nu e așa. La noi și salariul minim pe economie, da? Se bușește cu taxe de 42%. Deci tu dai aproape jumătate din salariul tău minim pe economie la stat. Și acum îți arăt niște comentarii. Ca să vadă și domn părinte. Nu va mai fi din decembrie, că probabil vor lua altul pe care să-l sacrifică după ce face niște șmecherii de-astea ca să ne dea de pereți. Vine ăla la alt. Dar asta, atenție, este moștenirea lui Căciu. Căciu, băiatul de la Buzău, gaura de la covrigul guvernului, da, prietenul lui tovarășul Ciolacu, care a venit, a făcut praf bugetul, că nu știe să calculeze săracul, dar are fițe, chestii, când vorbește parcă să screme, parcă din Academia Interstelară. Și el, de fapt, a greșit bugetul, da? Și pentru că ai greșit bugetul, voit sau nevoit, acum atragem toți. Bun? Și uite, exemplu. Îmi zice, Grecia tocmai anunță creșterea salariului minim pe economie din aprilie. Dar ideea este alta. Brut, 830 de euro, net, 705. Adică totalul taxelor unui angajat cu minim pe economie este de 125 de euro. La noi cât înseamnă taxe spre statul ăsta dement? Că din 830, dacă scazi vreo 42%, păi mai rămâi cu vreo 500 și ceva. Grecul rămâne cu 705. Înțelegeți de ce impozitul progresiv este doar un fel de legendă pe care o povestesc sărăntocilor din țara asta, că săracule, săracilor, sunt de aia care mâncă, mă, de 3 ori pe zi, bă, firar, mama lor a dracu, băi. Bă, ăia trebuie stârpiți, mă. Sunt de aia care au mașini mai bune decât tine, mă. Sunt de aia care au căldură în casă, mă. Tu ai 18 grade și el are 20 de grade. Țară, mă, te-a dracu, de chiabur. Și atunci populimea copulativă română, tu l-ai, Doamne, să-i omorâm pe toți. Numai că, băieți, săracii vor deveni mai săraci. Pentru că nu vor veni șmecherașii ăștia de la guvernare să spună, ok, creștem salariul minim. O să-l crească la 3700. Dar la salariu minim nu o să mai luăm cotă de 42%, că o să luăm numai de 10%, de exemplu, sau 15%. Dacă ai un salariu peste 4000 de lei, luăm 20%. Peste 8000 de lei, luăm 22%. Peste 15000, luăm 25% sau 30%. Ei nu vor veni așa. Pentru că ei câștigă din ce?
exact din impozitarea salariului minim pe economie, că acolo sunt o grămadă care sunt la salariul minim pe economie. Alte comentarii. Și nu le spun astea ca să jignesc pe cineva, ci ca să-și dea seama, da, ăia care îi vor primi în campanie electorală pe zeii ăștia ai guvernului, să-i mai trag un pic de mânică. Bă, băiatul, ia, uite că, cum e în Grecia? Ce vrei să faci? De unde până unde? Și ce faci cu casa aia care are Buda în fundul curții, are aceeași valoare ca și... Da. Ăla care muncește este ras, ăla care nu muncește este celebrat. Exact vorba lui Băieșu. Cine e harnic și muncește are tot ce vrea, cine e lene și chiulește are tot așa. Max Ernst. Locuiesc în Spania. Aici casele, apartamentele sunt evaluate, de exemplu, poți să vinzi casa la ce preț dorești. Impozitul este plătit după valoarea sa stabilită de cadastru. Ce vii așa de greu? Bă, mai ales bă în Spania, că și așa mergeți în Spania în concedii. Mai mergeți la o agenție imobiliară. Bună ziua! Eu sunt capitană rumenă. Eu sunt guvernantă. Eu sunt ministru de finanță. Mâncați așa aici, la salul rumen. Știi? Eu sunt popa. Eu pac vorbiscum, stai mă cu dreapta, pac vorbiscum, că mă vede Teodosie, mă spurcă de mă strâng pantofii după aia. Înțelegi? Și te duci acolo și întrebi, bă, dar voi cum faceți așa? Nu, tată, la noi totul este cu asupra de măsură. Când au, mai țineți minte, prin anii 90, când am apucat și noi la niște bancă, mai făceai o nuntă, îți mai luai un hârb de ăla de Golf 2 din Germania, bă, când au văzut ăștia că românul începe să aibă mașină, hai mă să-i tragem o taxă auto, mă. Bă, știți, bă, da, bă, ți-o băgat o taxă auto de costa mai mult decât mașina. Mai țineți minte cum se cumpărau taloane de mașină ca să poți să o matriculezi, să-ți matriculezi hârbul? Sau mergeai la unul prin garaj ca să sponsoreze acolo o dea falsă, o serie falsă? Ăștia am fost. Am pus după aia bani pe bani și am mai apucat la o mașină mai bună. Altă taxă. Euro 2, euro 3, euro 4, euro 7. Deci românacul ăsta care merge la guvern, că e stânga-dreapta, ăsta întotdeauna se uită către buzunarul meu. Deși ar trebui să uite către șlițul meu, că de acolo vine pericolul. Mâncaia și dantura. Ați comprehendat, da? A fost o imagine care vă poate destabiliza emoțional. Bun, alt comentariu. Domnul Dincă. Popa de la finanțe impozitează suplimentar bolnavii de cancer. Așa a priceput el iubirea față de aproape. Atâta s-a putut. Probabil a fost molestat când era mic. Adică, mai țineți minte despre taxa pe boală. Te duci în concediu de boală, da? Ai o boală. Și vine statul și zice, băi, da, într-adevăr ai muncit, dar și boala aia, dă și mie un 10%, de să mănâncă și gura mea ceva. Înțelegi? Adică ăștia sunt niște nehalismă. Așa vă trebuie, voi popor, că eu n-am ales niciodată oameni fără școală, că ați ales tot felul de repetenți din ultima bancă, de aia care toată viața au dat cu creta după profesor. I-ați ales. Spălați-vă cu ei pe cap, băieți. Da, eu văd o altă variantă. Bă, mergem în Bulgaria. Mergem în Bulgaria și ne punem firmele în Bulgaria. Plătim chirie, o garsonieră, 150 de euro într-un oraș care vrei tu sau la sat. Ok? 10% impozit pe venit, 10% pe profit. Sau stăm în fața calculatorului și ne înregistrăm firmele în Estonia. În Estonia totul e fain, țara este minunată. Te duci prin Polonia, care este o splendoare. Polonia, Cehia, Slovacia în ultima vreme. Dar nu mai vorbim de țările baltice, care chiar sunt niște țări splendide. Nu sunt atât de robotizate cum e Germania, cum e Olanda, cum e Danemarca, așa, muncă, muncă și iar muncă, foaie verde, stau pe lungă. Nu. Mai au ceva din haosul ăla, parfumul ăla de est, haosul ăla necesar. 5% de haos este necesar dacă vrei să fii stabil. Bun. Altul. Eugen Rău. Tatăl meu a murit cu Radio Europa Liberă la ureche, așteptând alte timpuri pe care nu le-a apucat. La Revoluție, mama s-a făcut albastră la față când l-a văzut pe Iliescu apărând la TV. N-am înțeles atunci exact de ce. A rămas cu o pornire viscerală împotriva comunismului și a oricărui fel de socialist cu față umană sau animală. Nu v-a mai dat că urmează după niște înjurături pe care și eu, în mod evident, le-am gustat cu plăcere și am înjurat și eu cu omul ăsta. Adică, până la urmă te gândești, au fost o mulțime de oameni care au murit așteptând reforme, așteptând să se
terminată tranziția asta de tot rahatul. Așteptând să fie și România, bă, nu lângă Franța, nu lângă Danemarca, nu lângă Olanda sau Suedia, Finlanda, nu. Bă, măcar acolo lângă Portugalia, că Portugalia e cam ca noi. Înțelegi? Dacă te duci acolo, o să mergi și acolo pe drumuri de piatră, da, mai ales dacă mergi pe centru, așa, unde nu sunt chestiile alea, satele pescărești, care deja sunt turistice. Am un pic de Spanie, măcar ca la Extremadura. Știi? E porțiunea din nord-vestul Spaniei, unde nimeni nu vrea să se munte, deși casele sunt undeva, încep de la 10.000 de euro. Am văzut casă cu 7.000 de euro. Casă. E adevărat, trebuia să dai cu var, trebuia să stai acolo, nu era nici dracu în jurul tău, îți luai două, trei capre și o nevastă, dacă erai deștept. Și cam asta făceai tătă ziua, te uitai la soare și așteptai să vină ploaia. Nu vine. Da? Dar măcar ca aia să fi fost. Nu, tată, noi am făcut niște cluburi. Eurocluburi. Eurocluburile noastre sunt marile orașe. Astea seamănă cu Uniunea Europeană. În rest, la 15, 20, 30 de kilometri, evul mediu. De ce? Pentru că acolo, lasă-mă că le dăm 10 lei la pensie și mă votează, bă. Mă votează repede. 10 lei la pensie, un kil de făină, un litru de, era să zic, vin, dar nu dau ăștia vin, dădeau ulei, da? Și toți erau bogda prost, l-ai văzut pe piedone. Adu-mă și mie, du-te, ia niște, ia-ți patru pâini, bă, mie foame, bă, când mie foame mănânc, bă. Da? Și ăla a mers ca sluguța. Și ai văzut cum au venit ăia care, băi, eu presupun că nu câștigă foarte, foarte rău acolo la băgat asfalt. Adică, ai, 1000 de euro, eu sunt convins că au, la cât forță de muncă deficitară este România. N-avem brânză, domn. N-avem brânză. Ia-ți de la cioban, mă, dacă n-ai brânză. N-avem brânză, domn. Brânză, domnul, dă și mie brânză aici. Băi, e mama noastră, bă. Băi, o să mâncați după cum votați. Până acum ați mâncat trandafiri, ați votat trandafiri și dacă măcar dacă era dulceață bulgărească, dar n-a fost. Înțelegi? N-a fost. Și mergem, că apropo de ăștia care spun publicitate deja, eu cred că ăștia din regie s-au supărat pesediștilor, piedoniștilor, politicienilor. Acolo e Udemiriștoa este la regie, că e ogoto. Și domnul, olio, ia, igen, și Mișu și Tomi, toți este maghiar. La mine vă salut de 15 martie, publicitate. Așa, ați văzut promo cu colega Manuilă. Eu aș fi curios câți ar trece, de exemplu, în clasa a noua de la ăștia de la guvernare. Dintre primari, dintre candidați, cât ar merge în clasa a noua? Pentru că, bă, am văzut că se laudă o grămadă. Da? O grămadă. Dom'le, România va avea cea mai mare creștere din Europa. Băi, în momentul ăla m-aș la dumneavoastră, mi-aș zis, hai să facem niște gemeni. Am fost, hai, de capul meu, iubirea în capul meu s-a... Dacă și atunci, cum se face că nu există un stat în istoria lumii care atunci când are creștere economică, nu mai vorbim de cea mai mare creștere economică de pe continent, să mărească în halul ăsta taxele și impozitele. Și amintiți-vă, anul trecut zicea, în 2024 nu umblă la taxe. Paf, cum a trecut Revelionul, zbang, taxe. Taxe. N-au zis nimic fără breaking news. Și atunci am zis, hai mă să înțelegem, că poate nu zic eu mai deștept cu siguranță și mă duc în Statele Unite. Da? Mă duc la Marius Mureșan, care este expert internațional. Trimis și să-i salveze pe argentinieni în 2012, să mai recupereze ce era de recuperat. Trimis acum și în Guatemala să le arate la aia, bă, nu mai tot fraieriți banii, îl avem pe Marius? Perfect. Salutare, Marius! Salut, bună seara noastră. Auzi, cea mai mare creștere economică din România, cele mai mari impozite pe muncă și brusc, Armagedonul din 2025-2026, impozite peste impozite, ne mitralează popa de la finanțe, nu ne vedem. Cum se explică chestia asta? Sau poate nu? Se explică foarte simplu. Am mai spus, România are o problemă mare cu contul curent. Are un deficit enorm pe contul curent. Asta, ce tradus contul curent, înseamnă banii pentru mâine. Să-ți plătești salarii, pensii și ce mai ai de plătit acolo.
Nu are cum să învârt acum, să facă nu e hocus pocus economia, da? Ca să ai niște bani pentru mâine. Și atunci ce să facă? Se împrumută, ați văzut că s-a împrumutat suna trecută cu vreo 4 miliarde de dolari guvernul. Și doi, bagi niște taxe. Deci, bine, știi cu ce seamănă chestia asta? Mă duc acasă la nevastă mea. Nevastă mea, am bani. Și nevastă mea mă întreabă, mă, ți-o mări salarul? Nu, am luat împrumut de la vecinul. Da, exact, așa e. Problema e că... Da, asta e o porun. Deci problema e că în România se cheltuiește mai mult decât se produce. Foarte simplu. Deci asta se știe nu de acum. Da, dar în ultimii 2 ani de zile au explodat. Eu am dat o cifră, da, acum câteva emisiuni. Deci România are deficit pe asistență socială, deci pensii, dar nu vorbim de alea nesimțite. Vorbim de pensii normale, 11 miliarde de euro, dolari, euro, anul ăsta. 11 miliarde. Deci ăia trebuie scoși de undeva. De unde îi scoți? Deci n-ai de unde, pentru că te împrumuți, dar ăla care împrumută, ăla se uită la ce-ți dă banii. Dacă bine, stai un pic. Dar nici nu pot să-mi ceară statul să-mi vând un rinichi, ca să-și plătească el tot felul de amante și de cuverturi, ca să nu zic altceva, să investezi niște litere prin porcăriile alea de companii de stat. Că până la urmă, stai un pic, eu sunt om, eu sunt autonom. Între mine și stat, eu sunt mai important. Eu sunt cetățeanul. Iisus Hristosul din România. Da. Nu, se pare că nu ești. Bă, nu, că e popa de la finanțe cu grădina Maicii Domnului acolo. Da, pentru că vin niște alegeri și marea masă a votanților la cei care sunt acum, care sper să, de câte văd eu, speră să și câștige, lucrează la stat. Am mai spus, cum poți să vii mâine să-i spui la ăla, bă, vezi că închidem regia autonomă, că ne produce vreo 4 miliarde pe an deficit. Că în momentul ăla nu mai votează cu tine, pentru că pe om nu-l interesează decât buzunarul lui. Oriunde lumea asta, numai România. Deci e foarte simplu și de acolo încep problemele. Problemele sunt altele, cu câte împrumuți. Împrumuți, că am văzut multe de la ceva specialiști, să spunem așa, că România stă bine, nu avem datorie așa de mare, 5-9% sau 5-2%, îmi scapă numărul, față de alte state care au 100 și ceva la sută, 120%. Bă, și care e diferența? Că ăia care au 120% trăiesc bine, vorbesc de omul de rând, și în România, cu 5-2% sau cât o fi datoria respectivă, trăiți prost. Și aici este diferența. Și te împrumuți, revin cu împrumutul. De asta nu e o crimă să te împrumuți. Și eu mă împrumut. Când fac afaceri, mă împrumut de bani, produc ceva cu banii respectivi, plătesc dobânzile și ce mai am de plătit și mai rămân cu niște bani. Nu e așa o problemă mare. Dar în momentul în care tu te împrumuți să mănânci, sau să mai da, în ideea asta să mănânci, atunci e o problemă, că banul ăla nu produce bani. Banul ăla rămâne datorie și pe lângă datorie mai rămâne o dobândă și așa mai departe, care dobânzile sunt mari. Da, deci, plus, mărești taxele. În momentul în care mărești taxele, am mai spus eu asta de multe ori, în momentul ăla începe frauda. Oriunde în lumea asta, numai în România, asta e o chestie de manual. N-ai cum să... Deci omul nu-i... is not stupid, cum zice americanul, da? Omul nu-i prost. Omul vede, bă, anul ăsta am plătit... 50 de lei impozit pe ceva, mâine plătesc 100 de lei. Ok, dar viața mea a crescut, adică calitatea vieții mele a crescut cu 50% sau cu 20% sau cu 7%? Nu. Și atunci omul nu mai plătește. Începe să zică, bă, stai un pic, știți cum e vorba aia? Umăr într-o ladă, umăr stricat într-o ladă de mere bune, strică merele bune, nu se face la bun. Înțelegeți? Deci, cam asta e situația și nu văd bine. Eu nu știu de unde. Nu, eu chiar nu mai înțeleg. Sunt acolo niște... M-am uitat puțin peste chestii de buget de la voi. Sunt niște chestii aberante. Deci, la mijloc... Adică tu știi din trecut că ai scăzut niște taxe. O, ați avut și o perioadă și ați crescut cu venit procentual. Ați crescut cu veniturile la buget. Acum, vii să faci exact invers. E disperare. E, nu știu ce să spun. Prostie... Dar să știi că l-am auzit astăzi pe Ciolacu care spunea, doamne, mai lăsați-mă cu dezastre. Am trecut și peste 2009, o să trecem și acum, o să avem bani. Băi, și-am zis, bă, da. Toate oamenii ăștia nu înțeleg minimum de economie. Adică, dar sunteți mai rău ca în 2009. Am văzut. Deci în 2009, în lumea asta, planeta asta s-a închis 3 luni, 4 luni. Nu mai produs nimeni nimic. E normal, oamenii trebuiau plătiți, e normal să faci niște deficite, să dai de la guvern. Nu poți să lași omul în fundul gol pe drum, da? Că s-a întâmplat o calamitate. Da, dar voi sunteți astăzi, în momentul ăsta, anul ăsta, sunteți
mai rău decât în 2000, în 2020. Deci, ce discutăm aici? Înseamnă pe undeva se sifonează bani și se sifonează la greu banii la voi. Asta e problema cea mai mare. Nu vreau să dau nume, nu vreau, eu v-am dat acum două, trei săptămâni sau două săptămâni problema cu companie listată la bursă. Acum da. Două luni de zile. Deci gândiți-vă că la nivelul ăla se sifonează banii. Sute de milioane de dolari. Deci la nivelul ăla se sifonează. Și banii ăia nu mai ajung la omul normal. Și asta este situația. Eu sunt de dreapta, eu nu sunt adeptul socialismului sau comunismului sau așa mai departe, dar nedreptatea socială nu pot să o suport. Deci asta, eu sunt un om foarte dur la problema asta. Și uitați-vă, toată lumea mă întreabă, dar unde sunt banii României? Ia luați mașina frumos și mergeți pe lângă orice oraș mare, în afara puțin la orașului, și o să vedeți case de sute de mii de dolari. Sute de mii, milioane, mașini. Acolo sunt banii. Acolo sunt banii, că acei oameni lucrează cu statul sau sunt legați la o sursă a statului și ăia produc. Dar ți-am mai spus că n-a fost în Cluj, acolo pe colț, la Mihai Viteaz, oamenii aia care așteaptă să meargă cu autobuzul acasă, ăia sunt la fel de supărați ca și când i-am lăsat în 2007, când a plecat. Fețele lor vorbesc așa și îngândurați și așa mai departe. Deci problema e că sunt mai mulți. N-ar fi mai rentabil să existe o sinceritate de asta chiar brutală din partea, eu asta aștept, sincer, din partea politicienilor. Că-s de stânga, că-s de dreapta, nu mă interesează. Să vină să spună, bă băieți, avem o problemă mare. Uite, ne îndatorăm cu cea mai mare dobândă din Europa. Avem dublu la inflație decât următorul clasat în Europa, vreo 7,3, următorul la 4, mi se pare. Adică, da. Bă, va trebui să facem un efort comun, hai să vedem ce facem noi să mai degajăm un pic din statul ăsta, să fie mai suplu și hai să vedem, hai să mai suportați și voi niște eforturi. Adică ar fi fost o chestiune de asta, știi, bă, să avea stilul ăsta. Dar și... nu merge asta, pentru că omul începe, zice, ok, de unde începem? Păi de la stat. De la mine? Nu, de la începem stat. De la mine, ăla care s-a rupt în fund, sau începem de la tine, care ești plin de bani? Păi de la stat. Păi de la stat. Bun, și cum încep de la stat? Îi dai afară? Păi da. Bun, și aia ce fac? Păi uite, da, uite ce faci. Le spui în felul următor, bă băiatule, noi trebuie să avem epoca digitalizării, avem acum mai mulți funcționari decât Polonia. Da? Jumătate din voi veți pleca în timp de un an de zile. Dar, dacă te angajezi la un patron, patronul nu plătește după tine 5 ani de zile, îi dai, nu plătește impozit. Sau, dacă îți faci o firmă, 5 ani de zile nu plătești impozit. Dacă niciuna dintre astea nu poți să le faci, înseamnă că ești foarte prost și ai să dea moaca pe banii statului, atunci mor de foame dracului. Da, ăia-s vreo 20% și aia. Nu știu cât se poate, da. Practic există. Problema e, am mai spus, revin cu ce am început. Deficitul pe contul curent. El nu are bani mâine. El nu poate să gândească chestia asta, ok, suntem într-o situație delicată, se întâmplă, mergem înainte, cum a făcut un alt președinte, Băsescu, nu atunci. Bă, trebuie să tem că suntem unde suntem. Dar îl văd bă, pe Milei. S-a întâmplat? Îl văd pe Milei în Argentina, tu ai fost în Argentina 2012 când ăștia erau în budă, uite, Milei deja este pe excedent bugetar. Da, 40.000 de oameni au anunțat în următoarele trei luni că pleacă acasă. Foarte bine. Din lucrători la buget. Da. Ca să poată să țină la bugetari. Ca să poată să țină în mână cât de cât echilibru. Aveți impresia că nu se iasă acolo cu show? Ba da. Eu respect pe domnul Milei și e un tip foarte tare la chestia asta, dar nu știu dacă o să scape el întreg din vorbesc politic, nu. Da, și alternativa altfel. Care? Alternativa înseamnă încă un faliment. Da, asta este. Eu l-am mai spus în 2012. Mi-am spus frumos, o înțeles. Peste 4 ani, alți 4 ani, au venit aia alți înapoi la conducere pentru că ăștia au fost un pic mai duri. Și nu au fost atât de dur ca Milei, au fost mult mai mild, cum se spune, mai liniștiți. Eu sper să reușească, eu toată țin cu el, dar nu știu zău, pentru că intervine factorul uman și factorul uman vede foarte simplu, tu ăla sus trăiești bine, ești plin de bani, ești plin așa mai departe, eu ăsta sărac, tu vii la mine să-mi cer bani, dar tu nu plătești nimic. Deci, m-ați înțeles? Aici e situația și românul nu mai are încredere în așa ceva. S-a întâmplat în 2010 sau când s-a întâmplat situația respectivă, o tăia din pensii, salarii, ce s-au mai tăiat acolo. Cum au fost următoarele alegeri? Cine au câștigat? Ceilalți. Da, uite, îți dau exemplul Letoniei.
Letonia, de exemplu, a făcut tăieri mai drastice decât ce am făcut noi în 2009, da? Dar au început cu ei. Băieți, miniștri, salariu jos de la stat, plecați atâta. Și au câștigat următoarele alegeri cu 52%. Pentru că lumea a zis, băi, o chestie foarte onestă, este un parteneriat în criza asta, efortul este comun. Au început de sus, da? Da. Au început de sus. Asta este. Deci în momentul în care încep de sus și dai niște exemple pozitive, în cazul ăsta nu-i tare pozitiv, dar în fine cum ar veni, atunci faci. Dar în momentul în care tu rămâi la nivelul în care iei banii de la ăla care nu-i are, da? Și tu sus cheltui bani și arunci bani pe piață, pe geam, nu merge. Și omul nu mai crede. În România nu mai crede. Eu discut și eu cu român, am o problemă destul de multă, dar ei nu mai crede. Deci nu mai crede nimic. Românul a ajuns la nivelul în care nu mai crede absolut nimic. Când vine vorba de politică, când vine vorba de finanțele României și așa mai departe. Dar uite, ce înseamnă pentru țară să dea feliment? Să zicem, Doamne ferește, că mâine, nu știu, avem un breaking news mare, 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 România faliment. Ce înseamnă asta pentru mine, pentru ăia de lângă? Deci, pentru omul de rând, înseamnă un lucru foarte nasol. Unul la mână, dobânzile se duc în cer. Doi la mână, creditarea va fi extraordinar de grea. Creditarea României? Nu creditarea, creditarea personală a omului. Uh-huh. Da? Deci creditarea va fi extraordinar de grea. Asta din punct de vedere, cum să spun eu, omului normal, da? Din punct de vedere a guvernului, este închiderea multor lucruri. Deci ăla vine frumos și spune așa, ăsta nu e rentabil, ăsta nu e rentabil, ăsta nu e rentabil, ăsta nu e rentabil, astea le închis. Ok? Nu. Nu le închis? Ok, stai în faliment. Ce înseamnă faliment? Să nu mai ai bani unde să iei. Nimeni nu-ți mai dă bani. Da? Ce înseamnă pentru România care are deficit pe contul curent? Mâine nu mai ai de unde să te împrumuți de 4 milioane de euro, dolari, ce-or fi. Și nu mai ai bani să dai la pensie. Este simplu. Ce deci, bubuie țara. Ai blocat țara în momentul ăla. Pensii, salarii sau ce mai este. Deci asta înseamnă. Plus, încep fondurile de investiții, încep să vină rechinii. Da? Pe lângă, nu fondurile care mari, vin rechini și zic, bă, vrei să ieși din situația asta? Ca în România, ca și pe persoană fizică, da? Vrei să ieși din situația asta? Eu îți dau niște bani, tu o să iei, că o să nu să ai. Dar dobânzi din alea 15, 16, 17%, pentru că așa sunt ăștia. Și ăștia vin și îți pun niște blocaje, pentru că ei vin cu acte. Ca și în viața reală, merg la notar, îți pui casa. Cu 20%, asta este, cu 20%, că n-ai ce face. Asta se întâmplă. Simplu. Deci, practic, ca la cămătari. E cămătari, vin cămătari. Rechin, când am spus rechin, n-am spus cămătari, am spus rechin. Bun. Ăștia. Și dacă statul nu are bani să plătească nici măcar dobânzile, problema este că noi astăzi aveți rechini acolo deja. Aveți bănci, care se consideră bănci, după legislația de unde vin ei, mai precis Olanda, nu vă dau nume altfel, ea se consideră bănci, dar nu sunt bănci. Sunt hedge fonduri. Hedge fondurile înseamnă rechini. Eu am lucrat la rechini. Ce? Deci, a zis pe românește. Hedge fund-ul? Să ia fondurile de investiții nereglementate. Adică ei se dau bancă, cum ar veni, că noi facem bancă și așa mai departe, dar ei de fapt fac speculații. Ei trăiesc de pe lucrurile astea. Ai nevoie de bani repede, repede? Ok, îți dau bani repede, repede. Dobândă de 20%, 15% și așa mai departe. Și noi asta aveți niște bănci din astea în România. Și să zice că nu poți plăti nici 15%, nici 20%. Domnule, faci ca morumete. N-am. Ce o să ia? O să ia Casa Poporului? Doamne ajută! China ce-a făcut cu țările africane? Le-a luat teritorii. Da, exact. Teritorii, ea nu vin să-ți ia Casa Poporului, ea vin să-ți ia un port, vin să-ți ia lucruri care produc după aia. Și vin ei și le administrează și asta este. Ea trebuie să scoată și le vând mai departe, că ei nu stau ei să administreze de fapt. Le dau la alții. Și le iau la bani de nimic, asta se întâmplă, la bani de nimic, îți vinzi o bucată din un rinichi, cum se spune, da? O, și aici mă duc pe logica ta și mă duc pe logica geopolitică. Cine e cel mai mare cumpărător de astfel de derivate din lume? China. Exact. Și da. O să vezi că... Și America. Și America. Numai să avem noi norocul să vină americanii să ia, dacă Doamne ferește, intrăm într-o zonă ca asta, da? Să ia portul Constanța, că vor lua chinezii mai repede. Da. Aeroporte și așa mai departe. Știți ce s-a întâmplat în Macedonia, în Muntenegru? Muntenegru? Cu autostrada. Da. Cu autostradă. Au venit, le-au spus, bă băieți, plătiți? Nu. Ok, s-o duce, nu știu ce crezi. O intrat Europa și o plătit pentru ei.
Altfel se ducea un port sau ceva. Da, nu știu ce aveau ea. Da, ei aveau un buget de 4 miliarde, 6 miliarde și un miliard trebuia să-l dea a doua zi, în următorul an sau cât trebuia. Deci, asta fac. Ăștia sunt. Ruși, stați-mi știi că vin rușii. Au și aia. La cât e România de mare economia, rușii au bani să o cumpere. La bucată. Deci ruși, încep destabilizările politice, încep problemele, încep partidele astea extremiste să vină să spună. Știți foarte bine ce s-a întâmplat în Germania în anii 30, ce s-a întâmplat în alte părți. Vin ăștia, asta este, acolo se ajunge, politica acolo se va ajunge. O să vină cineva care n-are nicio treabă cu economia, nicio treabă cu ăsta și o să vină și o să ajungă președinte. Sau prim-ministru, sau ministru, sau ceva. Și unde o să ajungeți? Pentru că ăștia nu știu nimic. Ăștia doar știu să dea din gură. Deci o să vând o bucată. La. Dar auzi, nu se pare că au cam dispărut politicienii? Și ai vorbit de politicienii europeni. Și americani, că și acolo e problema. Da. Nu mai ai pe cineva de statura Margaret Thatcher. Da. Nu mai vorbim nu de Churchill. Nu comparăm, deci. Nu comparăm de Thatcher, nu comparăm de Church, nu comparăm de Reagan, da? Deci, da. Ei au fost... Margaret Thatcher, când au făcut reforma, ei au stat la un moment dat, erau mine în care s-au stat în grevă, e adevărat, plătiți cu sindicatul, 11 ani. Și au zis, băiete, ești nerentabil, salută la mama ta. Da, și gunoaiele, da, au stat în Londra nu știu câte săptămâni, nu s-au ridicat gunoaiele și mai departe. Pentru că respectiva doamnă a știut că poate să facă și a împins până la limită. A avut norocul să și câștige, știți, și celebrele scandaluri cu hooligansul, da? Deci s-a bătut cu ei în față, s-a venit și a spus în față. Ăsta e situația, știți ce a spus? Socialismul merge până sunt bani. După ce nu mai sunt bani, nu mai merge socialismul. Trebuie să venim noi să repunem înapoi ce putem pune, cât putem pune. Și uitați că în anii 80, ambele erau în același perioadă, da? Și Reagan și Margaret Thatcher, au câștigat. Uitați-vă la Irlanda, care 80% din teoria economică care au aplicat-o după anii 90, să spunem așa, este bazată pe teoria economică a doamnei Thatcher. Bine, a cabinetului, nu doamna a făcut. Da, deci, și culmea că sunt irlandezi, deci nu se împacă cu englezii. Și uitați-vă, am mai spus și data trecută, uitați-vă următorul pas, a dispărut IRA. Da. Pentru că prosperitatea e cam trimite la plimbare pe extremiști. Exact, pe om nu mă interesează. Dacă îi merge bine, băi, mă interesează pe mine. Sunt naționalist, îmi place să fiu român sau irlandez sau ce, sau așa, patriot, nu naționalist, pardon. Îmi place să fiu așa și normal să fiu, pentru că de aici așa mai departe, dar bă, până la buzunar, până la urmă. Pentru că nu există comunism, nu există, știți foarte bine, ați trăit în comunism și tu și eu, știți foarte bine că nu există comunism, nu există comun. Toată lumea e pentru el. Chit că eram în comunism, toți băgau ceva în buzunar când plecau de la fabrică. Deci, pentru că așa era sistem, tot pentru el băga, nu pentru că băga pentru ălălalt. Bă, că e de la... Tu te gândești că chestia asta vine de la obștesc, de la toți, tu furi de la toți. Bine, mă, că mă interesează pe mine că furi de la toți. Eu am un buzunar. Deci, cam acolo este. Deci, nu o să mai avem... Eu, din păcate, nu mai văd Acum, la Milei, văd ceva, dar și la Milei văd o chestie de disperare mai mult decât de o doctrină. Deci, de-aia am spus, eu sper să reziste Milei. Eu sper că are totuși parlamentul cam inversul lui. Eu sper să reziste, dar... Va fi foarte greu, pentru că populismul... Dacă rezistă, va fi un exemplu care în 10 ani de acum, încolo, maxim 10 ani, se va lua în studiu de calcul și multe guverne vor lucra la fel. Da, ar aplica teoria irlandeză, exact. Hai să-i zicem. Irlanda a făcut la fel, dar Irlanda a reușit pentru că nu avea deficitul ăla de concurent, pentru că ei au scăzut taxele într-un mod în care i-au blocat pe toți în lume, toată lumea vrea să meargă acolo. 1000 de companii farmaceutice din lume, de-alea mari, să-și mute într-un an de zile sediul în Irlanda. Da, și au un lobby, deci gândiți-vă, ei au o diasporă grea. Deci nu comparăm orice diasporă din lumea asta aproape cu diaspora irlandeză în America, care au ajuns la un anumit nivel. Irlandezii și polonezi. Irlandezi în general. Gândiți-vă numai la familia Kennedy, care tot de acolo vine, da? Deci iau și o diasporă și diaspora, că nu mai poți să-i spui diaspora, că după 3 generații. Care au lobby, au lucrat. Aici ai problema, vin acum alegerile voastre europarlamentare. Păi voi vă bateți la Europa, nu voi, nu tu, alții în general, se bat la europarlamentare pe cine să pună pe primul loc. Bă, la pe care pui tu pe primul loc, l-o lăsa cu ochii în soare pe prim-ministru a treia națiune puternică din lumea asta, l-o lăsa cu ochii în soare, la Japonia.
Dar ăla nu vorbește o limbă străină. Păi tu cum îl trimiți acolo, mă, așa ceva? Și îl pui și cap de listă și te lauzi cu el. Da, te lauzi cu el pentru că e bun... Mână spală pe alta, știi, prin partid. Stai că îmi zic iar, au ceva aia din regie cu mine. Ăștia mi-au zis acum că sunt demeriștăți. Da, s-au terminat. Musai, mai intrăm în legătură și o să fac un așa fel încât să fie o emisiune întreagă să vorbim despre economie. Pentru că măcar noi să înțelegem dacă ea din guvern sărace nu mai poți una pe carte de 50 de ani. Mulțumesc tare mult, Marius Mureșan. Și eu mulțumesc la fel și o noapte bună la voi. Noapte bună și la tine, noapte bună și peste tot și bă, băieți. Eu nu mai am visări nici să-mi cumpăr mașină faină. La un moment dat visam să-mi cumpăr o decapotabilă de aia de epocă. După am visat casă cu piscină. După am visat, dar să n-am de nevastă, mi-a vrut fi blonde, așa, care să-mi treacă prin fața ochiului. Nu mai întreb de alea. Visez un singur lucru. Să scăpăm de proști. E mai mult decât orice. V-am pupilizat. Program disponibil pe primaplay.ro.